Salutare tuturor! Astăzi o să vă arătăm rețeta de murături, așa cum am moștenit-o de la bunicii noștri și cu ingredientele învățate de la ei. O să începem în primul rând să curățim bidonul. Avem usturoi mărunțit, se poate folosi și mușdei și prima oară curățim bidonul ca să îndepărtăm orice urmă de miros. După aceea avem aici ingredientele necesare. Avem gogonele, castraveți, conopidă, țelină, sfeclă roșie, hrean, varză, castraveți, toate sunt spălate și mai avem aici mărar și schinduf. După ce am spălat cu usturoi, am pus mărarul și schinduful. După care bucățile de hrean. Începem să așezăm cu gogonelele prima dată. Le punem în rânduri. Prima dată un rând de murături, de gogonele. După primul rând de gogonele, urmează morcovii. Și castraveți. După castraveți punem țelina pentru gust. Câteva bucăți de conopidă. Și o să urmeze apoi varza și sfecla roșie. Sfecla roșie pentru culoare. Urmează varza. Și acum punem țelină să coloreze sfecla, punem sfecla să coloreze murăturile, să zeama și murăturile să le dea culoare frumoasă roșiatică. Și acum reluăm, începem iar cu gogonele, castraveți, morcov și așa mai departe până se umple bidonul. Am umplut aici aproape bidonul, am pus și câteva gogonele mai roșii, pentru că ne plac, sunt bune și astea. Acum o să adăugăm un ingredient mai puțin cunoscut, câteva frunze de lămâie, să dea un gust și mai bun murăturilor. Nu-i problemă, avem ambele. Proaspăt culese din lămâi. Preparăm acum saramura, o să punem 40 de grame de sare la fiecare litru. Am aici o găleată de 10 litri de apă, deci o să pun 400 de grame. 402 grame, mai devreme arta 400, 402, deci în fine, un gram, două, trei în plus nu este. Ideea este 40 de grame pe litru, la 10 litri, 400 de grame. Mestecăm bine să se topească toată sarea. Am topit sarea în saramură și acum o turnăm peste murături. Prima găleată a intrat, urmează să o preparăm încă una până umplem ambele bidoane. A mai rămas ceva saramură pregătită, dar nu o aruncăm, că e foarte posibil să scadă în următoarele ore și zile. Și o să completăm pe măsură ce scade saramura, urmând ca să o pitrocim zeama. De mâine încolo, timp de câteva zile, trebuie pitrocite, trebuie scoasă saramura și pusă la loc, că altfel nu se murează corect. La 10 zile după ce am pus murăturile, acestea sunt aproape gata, sunt făcute. Zeama a căpătat o frumoasă tentă roșiatică de la sfecla roșie pe care am pus-o și în următoarele zile ele deja sunt bune de mâncat. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați urmărit acest film. Vă doresc succes dacă doriți să puneți această rețetă de murături sau oricare altă rețetă pe care o cunoașteți. Lăsați-mi un comentariu să-mi spuneți dacă rețeta pe care o faceți dumneavoastră diferă de cea pe care o folosim noi. În rest, vă doresc toate cele bune. La revedere!